spus că să-mi dai, doar eu am depus acolo multe cereri, să-mi dai răspuns, la măcar la vreo cerere. Și el s-a supărat că nu vreau să vin să mă întâlnesc cu dânsul. Mi-a mai sunat pe un procuror și Marina, familia nu-i o țin minte, și mi-a spus că se face abia cunoscut problema mea și pe urmă o să mă suni. Păi eu i-am spus că trebuie să te faci din tăi cunoscut și apoi să mă suni. Și iată, nu știu, până acum am o sumetenie de cereri, am depus, dar s-a trezit Procuratura Generală tocmai săptămâna trecută. Mai scurt acolo este pentru că eu am pus procurorul din Telenești, Chipăruș, Mihai Chipăruș, ține dosarul penal pe trei polițiști din Sângerei. În spatele celor trei polițiști din Sângerei stau autoritățile locale, că ei m-au încătușat și m-au dus la spitalul psihiatric din Bălți. Și un an și ceva s-o examinat în Sângerei la procurorul Godoroc Alexandru. Polițiștii s-au plâns că el ține cu mine procurorul și a fost transferat la Telenești, la procurorul Mihai Chipăruș. Mihai Chipăruș nici nu mi-a spus să vin la el, l-am vizitat eu, că mi-a spus că e la Mihai Chipăruș Godoroc Alexandru și am fost și l-am vizitat și el spune că eu am să mă ocup după ce vin din concediu. O venit din concediu, nu știu, foaie de boală, eu l-am mai sunat, mai mult legătura cu mine n-a ținut și nu m-a chemat. Multe plângeri am depus la Procuratura Generală, multe cereri, dar săptămâna trecută, iată, acești doi Gorea și doamna Mariana, procurori, s-au trezit să mă sune și, nu știu, poate că suntem în prag de campanie de alegeri, de atâta s-au trezit Procuratura Generală. Ca atare, până acum n-am avut niciun răspuns. Așa că iată ce noutate am de la Procuratura Generală. S-au trezit procurorii și s-au apucat de lucru. Nu știu cum. Este un fel de păcăzut, de ochii lor. Și iată ce vreau să spun.